Cheia nu sare departe de trunchi, sau cel puțin încearcă. Fiica celebrului actor de comedie Jim Carrey a apărut din senin la preselecțiile American Idol. Tânăra de 24 de ani nu vrea să fie actriță, ci cântăreață și mai ales să reușească fără să apeleze la relațiile tatălui. I am a mom first and waitress on and off for like 6 years probably and a musician. Așa se prezintă timid în fața oamenilor fiica unui mare actor de la Hollywood. Jane are 24 de ani și este fiica lui Jim Carrey, singurului copil mai precis. Până acum nu a stat niciodată în lumina reflectoarelor în ciuda celebrității tatălui, sau poate tocmai de aceea. Everyone growing up has kind of their issue with identity and trying to find themselves. It is difficult kind of growing up in the shadow of something and trying to find your place in the world underneath this huge shadow. Does father know you're here? Father does know I'm here. Talking about people, I hear them whisper. You won't believe it. They think we're lovers. Maybe they see it. Something we don't, darling. La preselecții, Jane s-a descurcat bine, iar juriul a apreciat asta, însă Jennifer Lopez a apreciat curajul și vocea. I remember you when you were little. Yeah. Do you remember me? I was one of the fly girls. I think I was like 2. You were so little, you were a baby, oh my God. Una peste alta, Jane a intrat în etapa următoare a concursului. Tânăra este fiica din prima căsătorie a lui Jim Carrey cu actrița Melissa Omer. Parisul de